Bună ziua, Liliana, bine ai venit la un sfert de vorbă. Tocmai bine te-am găsit. Am văzut niște poze cu voi aici și eram gata pentru a începe sfertul nostru de vorbă. O să ne facem comode acolo lângă foc. Te rog. Plăcere. Focul arde, lemnele trosnesc și noi avem exact 15 minute în care să reușim să vorbim despre toate. Cu mare plăcere sunt astăzi aici și ai menționat mai devreme că arde focul, lemnele trosnesc, este o frumoasă atmosferă. Eu o să dau startul și suntem contra cronometru. Spune-mi, te rog mult, cum reușește o femeie să fie și frumoasă, și deșteaptă, și soție, și mamă, și vicepreședintă de parlament? Sunt totuși prea multe determinative pentru un singur om. În dependență de felul cum poate ea să se mobilizeze. Dacă să vorbesc în particular de mine, am o bună capacitate de mobilizare, deci reușesc perfect să le fac pe toate. Să fiu o mamă bună, zic aceasta fiindcă așa îmi zic copiii mei, să fiu o soție bună fiindcă așa îmi spune soțul meu că sunt o soție bună, să fiu o profesionistă acolo unde activez, asta m-am străduit să o fac totdeauna, sper că acest lucru îmi reușește și în politică, dar în politică totdeauna este loc de mai bine. Dar care e secretul acestei reușite? Nu cred că este un secret. Am zis că este putere de mobilizare a fiecărei persoane. Poate atunci când îți dorești mai mult timp să stai liniștită, să te odihnești, atunci trebuie să mergi la o ședință. Deci sunt momente când trebuie să decizi ce trebuie să faci, deci mai mult prioritățile, să-ți stabilești prioritățile și eu mi le-am stabilit, aceasta mă ajută să le fac pe toate bine și la timp. În general, câte ore pe zi lucrezi? Nu am cronometrat, dar cu siguranță mai mult de 8 ore. Soțul tău, Sergiu, are și el tangențe directe cu politicul, deci este și el un om foarte ocupat. Așa este. În această situație, cine dintre voi se ocupă mai mult cu cei doi copii ai voștri, Dan Marius, de 14 ani, și Angel David, de 8 ani? Știți că ne străduim ca într-o familie modernă să o facem pe rând, iar atunci când avem timp să fim împreună cu copiii, probabil că copiii noștri și-ar dori ca noi să fim mai mult timp cu ei. Încercăm să le explicăm, fiindcă părinții, pe lângă faptul că sunt părinți, mai au și un serviciu, trebuie să muncească și în timpul când suntem separați, părinții și copiii au activități diferite, fiecare se străduie să facă bine exact acel lucru pe care trebuie să-l facă. Nu a fost ușor, a trebuit să avem discuții mai des cu ei până am explicat, până au ajuns la vârsta potrivită să înțeleagă aceste lucruri și nu se mai pune acum întrebarea că sunteți prea puțin timp cu noi. Mai mult ca atât, vreau să zic că poate pentru vârsta lor înțeleg foarte bine deja ce se întâmplă în Republica Moldova, în special urmăresc tot ce înseamnă viața politică a Republicii Moldova. Îmi place mult că copiii mei, atunci când privesc știrile, privesc emisiuni, se vin cu punctul lor de vedere, cu propuneri. Au și zic, opinie. Au opinie și zic, mamă, dar de ce nu au făcut așa? Că era mai bine și atunci încercăm să discutăm ce ar fi fost mai bine sau cum ar fi fost mai corect să se procedeze. Deci probleme de comunicare nu aveți chiar dacă sunteți doi părinți tare ocupați. De ce te întreb? Pentru că din momentul în care eu am început să lucrez mai mult, comunicarea mea cu băiatul are un pic de suferit și eu întotdeauna mă simt vinovată gândind că aș putea comunica mai mult dacă nu am timp. Cred că este o problemă a tuturor părinților foarte ocupați. Permanent, fiindcă știți cum, citești în cărți cum trebuie să-ți crești un copil, poate ți-amintești de cât timp ți-au oferit ție părinții tăi și te gândești, exact, ai acel sentiment că tu nu ai fost cu copiii tăi exact atâta timp cât au fost cu tine părinții tăi, dar să nu uităm că noi trăim în alte timpuri, că viteza schimbărilor este alta și viteza cu care lucrurile se întâmplă este cu totul alta decât cea care era atunci când eram noi copii. Și
trebuie să ne schimbăm și noi așa cum se schimbă lucrurile. Totodată, nu pot să zic că nu au fost anumite probleme de comunicare. Au existat la început, deoarece copiii erau deprinși să fim mai mult timp împreună. Respectiv și ei au crescut. Eu mi-am schimbat domeniul de activitate. La început a existat așa o discuție că poate trebuie să petrecem mai mult timp împreună. Dar v-ați înțeles până la urmă. Lucrurile și-au revenit în albia lor normală. Am înțeles. Nu o să ne depărtăm tare mult de copilărie. Spune-mi, te rog mult, care sunt primele tale amintiri din copilărie? De pildă, eu cred că țin minte de pe la un an și jumătate când părinții mă purtau în cărucior, deși nimeni nu mă crede. Îmi amintesc mult seriile când eram copil mic și taic-mi-o venea târziu de la serviciu și bucuria cu care îl așteptam. Da, bucuria cu care îl așteptam și totodată taică-mi-o și-a dorit mult un băiat, dar s-a născut o fată. Aceeași situație fată. Și în familia mea, două fete. Așa este și vreau să spun că în copilărie mai mult purtam pantaloni decât fustițe și rochițe, fiindcă era preferința tatălui meu să aibă un băiat. Dar de fiecare dată, prin felul meu de a fi, prin dragoste pe care eu arătam și mamei și tatălui, eu cred că tatăl meu a fost foarte fericit că s-a născut o fată, că mai apoi s-a născut și un băiat. Pentru că i-ai demonstrat că poți fi la fel de bună sau poate chiar mai bună decât un băiat și atunci, sigur că... Totuși sunt de părerea că, indiferent ce se naște într-o familie, un băiat sau o fată, sunt copii iubiți, copii doriți și sunt la fel de buni. Orice copil apare în familie, odată cu el se naște și o dragoste mare a părinților pentru acest copil. Care sunt cele mai intense amintiri din copilăria ta? Cele care ți-au rămas acolo, în subconștient chiar? Mi-amintesc foarte bine toate momentele când mergeam la bunei. Buneii mei erau în sat, în același sat unde m-am născut și am crescut, în satul Horodiște, raionul Călăraș. Clipele când discutam cu bunelul și îmi povestea diferite istorioare care îmi păreau la acel moment niște povești, dar mai târziu când am mers la școală am învățat istorie, când am crescut, am devenit om matur, am înțeles că nu erau povești, dar erau, să zic așa, evenimente din istoria țării mele, evenimente din viața bunelului meu, care mai târziu au influențat foarte mult la formarea mea ca personalitate. Am aflat că în adolescență nu vroiai nici în ruptul capului să pleci din satul tău de baștină, Horodiște. Cum ți-ai rezolvat problema până la urmă că ai plecat la studii la Chișinău? Probabil că atunci când crești lucrurile se mai schimbă. Mi-amintesc cu adevărat așa a fost. Eram elevă în școală, eram adolescentă. În momentul când în familie se discuta despre faptul unde să lucreze sora mea, care așa. Este mai mare și deja absolvise facultatea și... Mai mult erau discuții că ea vrea să rămână în oraș să muncească și eu nu puteam să înțeleg de ce ea preferă orașul când e atât de bine, frumos și interesant la noi în sat. Încercam să o convin că trebuie să vii în sat, să lucrezi aici în sat și nici de cum să mergi la oraș, fiindcă fiecare metru pătrat din satul meu mi-era atât de drag și mi se părea că așa cum este satul meu nu mai există niciun loc.